În prezența președintelui, a premierului, dar și a numeroși ambasadori, conducerea Ford a dezvelit astăzi noul model EcoSport ce va fi produs la Craiova odată cu finalul acestui an. Modelul a fost produs încă din 2014 la fabrica din India, iar varianta asamblată la Craiova este una stilizată și îmbunătățită. Odată cu noul model, Ford a anunțat că va angaja în acest an aproximativ 1700 de oameni. Conducerea companiei este mulțumită de randamentul lor și speră ca EcoSport să reprezinte un reviriment pentru fabrica de la Craiova. Asta este o fabrică Ford de talie mondială, care produce mașini și motoare de talie mondială, iar oamenii care lucrează aici sunt și ei de talie mondială. Ei livrează pe piață produse de înaltă ținută tehnologică și la un nivel de calitate foarte ridicat. Atât președintele cât și premierul au subliniat importanța industriei auto pentru România și contribuția Ford la dezvoltarea mediului economic. Prin munca dumneavoastră și a tuturor celor care lucrează în acest domeniu, industria auto din România a ajuns să reprezinte anul trecut circa 13% din PIB și un sfert din exporturile totale ale României, un sector foarte mare, foarte important pentru economia noastră. Vă povestesc într-o discuție semi-privată. Reprezentanții companiei se mândresc cu dumneavoastră. Pentru că cel mai important lucru pe care l-au găsit aici au fost oamenii. Oameni de calitate, de toate vârstele, oameni care au reușit, sau cu care au reușit, tehnologia, capitalul și cu dumneavoastră să facă aceste lucruri minunate. Ambasadorul SUA, dar și cel al Marii Britanii, au vorbit laudativ despre fabrică și au reiterat importanța infrastructurii pentru mediul economic. Nu este o problemă doar cu durata de transport, dar este și o problemă de siguranță. Se circulă cu camioane foarte mari prin Balș și Slatina și poate fi foarte periculos. Sunt încrezător, iar primul ministru și-a luat angajamentul că se va investi în drumuri și calea ferată. Consider că sunt foarte mult plusuri pentru investitor aici în România. Are cel mai mare rată de creștere în Uniunea Europeană, are forță de muncă foarte bine calificat, bine vorbitor de limba engleză, deci foarte mult avantaj. Anul acesta, vânzările EcoSport în Europa au totalizat peste 5.000 de exemplare pe lună, cu un maxim de aproximativ 9.000 de exemplare în luna martie. Angajații fabricii speră ca noul model să prindă la public, astfel încât producția să nu mai fie oprită, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Sperăm să aibă o vânzări foarte bune și în România și în Europa, pentru a ne asigura locurile de muncă, viitorul nostru, atât pentru echipa Craiova, cât și pentru orașul Craiova. Să se vândă mai bine, să avem cele trei ture complete, cum se preconizează, să lucrăm la capacitate maximă, să avem o piață de desfacere cât mai bună și să avem aprovizionare cât mai corectă din partea furnizorilor. Uzina Ford a produs pe 1 septembrie ultimul exemplar al monovolumului Bimex. Pentru noul model, cele mai multe investiții s-au realizat în secția caroserii, unde au fost montați 190 de noi roboți pe lângă cei 320 care funcționau până acum. Conducerea fabricii este optimistă în privința vânzărilor noului model, având în vedere creșterea pieței de SUV-uri din Europa.